Este o bucurie să ne întâlnim. Este o mare binecuvântare să ne putem vedea fețele, să ne putem trezi fiecare dimineață și cu atât mai mult să ne întâlnim cu frații sau noastre dragi și cu atât mai mult să putem studia ceea ce este numit Cuvântul Dumnezeu, Cuvântul Vieții, Adevărul. Aș începe printr-o... să-i aducem o laudă Domnului și să vedem cum ne îndeamnă Apostolul Pavel la o stare. Și anume să intrăm și noi în această stare. Dacă citim Filipeni 4 de la 4, unde Apostolul zice, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Așa ne îndeamnă Apostolul. Zice, ca blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cum? Prin și ce? Cu mulțumire. Și atunci avem acea țintă unde se zice că vom primi acea pace a lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și care ne va păzi inimile și gândurile în Hristos. Și acum, cum trebuie să avem o stare de încolo, fraților, zice, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, vrednic de primit, orice virtute, orice laudă, la acestea să vă gândiți. Dacă citim textul zilei, o să citesc doar scurt, pe lângă, în textul zilei se amintește despre dreptate. Pe lângă dreptate, mai apare aici tot ce este adevărat, vrednic de cinste, curat, vrednic de iubit, de primit, orice virtute, orice laudă. Deci trebuie să ne gândim la aceste lucruri de sus, la lucrurile pământești, care se întâmplă cu voia noastră, fără voia noastră, alea se întâmplă oricum și merg în cursul lumii acestea. Dar dacă ne gândim la aceste drepți și la aceste amintite aici, mintea noastră va fi setată în așa fel încât ținta este clară, scopul este clar și nu o ducem o viață fără sens. Și acum, în textul zilei de astăzi, spune așa. Să nu permitem minții noastre să se ocupe cu lucruri care ar putea fi nedrepte. Trebuie să învățăm să aplicăm proba dreptății la fiecare cuget, cuvânt și fapt al nostru. Învățând și în același timp să privim conduita altora din punct de vedere, din alt punct de vedere, atât cât permite rațiunea. Din punctul de vedere al iertării, al milei și al ajutorării. Dar noi nu putem fi destul de atenți cum analizăm critic fiecare gând ce îl nutrim, fiecare plan ce îl întocmim, pentru ca principiile dreptății să nu fie încălcate în niciun sens al cuvântului de către noi cu aprobarea inimii noastre. Dragii mei, principiile dreptății nu trebuie încălcate, dar există o linie foarte fină între a aplica dreptatea cu iubire sau aplica-o cu biciul sau cu sabia sau spuneți cum vreți să-i spuneți. Deci trebuie să avem grijă cum aplicăm dreptatea. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Aș dori ca cu voia lui, apropo să închidem telefoanele mobile, să nu deranjăm. Aș dori cu voia lui Dumnezeu, dacă sunteți de acord, avem pentru noi un sacrific, fratele Ion de la Cluj. Aș dori ca împreună cu frații așa s-au hotărât ca fratele să ne slujească în prima parte. Cred că sunteți de acord cu toții. Și Daniel trebuia să fie, nu? Rudy? Nu, Daniel trebuia să fie... No, cine trebuia să fie? Oricum, o să fie săptămâna viitoare. Asta e... Daniel trebuia să fie la discurs acum. Și el o să fie săptămâna viitoare. Atunci o să se recaleze. Deci, frate, eu te rog să te încinci la momentul potrivit, imediat când cântarea începe. Aș dori ca Rudy să aleagă o cântare, 158. Iar cu rugăciunea fratelui Sandu Trif, vom începe programul de astăzi. Yeah.
să fim împreună astăzi în Baia Mare și îi mulțumim Tatălui pentru această ocazie și fratele Ion care ne-a făcut invitația. Deși de multă vreme n-am fost în această adunare, totuși gândul nostru, mintea noastră, mereu își găsea loc în, în această adunare. Suntem așadar bucuroși să fim împreună și cred că fiecare ocazie pentru noi este o posibilitate de a ne arăta aprecierea față de Bunul nostru Tatăl Ceresc, față de iubirea Lui mare pentru noi. Aș vrea să vă aduc iubirea fraților din Cluj și în mod special a fratelui Brie Cornel cu sora Mărioară și fratele Iorian Liviu și soția lui Mărioară. Cred că nu voi putea să mă exprim ceea ce am în inimă, dar voi încerca să cuprindem ceva din Scriptură care să ne fie o mângâiere, o încurajare în peregrinajul nostru pământesc. Aș vrea să mai spun că am amintiri plăcute din Baia Mare și dacă pentru prima oară am fost în adunare în Baia Mare în urmă cu 40 de ani, acum văd fețe pe care poate că nu le-am văzut de multă vreme și multe fețe cu care eram obișnuit să mă întâlnesc din Baia Mare, nu mai sunt. Așa că spuneam că astăzi aș vrea să învățăm împreună o lecție foarte simplă, o lecție pe care am auzit-o deseori, dar care este atât de actuală pentru fiecare călător în urmele Mântuitorului. Lecția are ca titlu Eu sunt, nu vă temeți. Și cred că fiecare după acest titlu ne gândim la una din frumoasele relatări a Evangheliei care arată grija pe care o are Mântuitorul față de ucenicii Săi. Pentru aceasta, vă rog să deschideți Biblia la Marcu, capitolul 6. Vom citi, începând cu versetul 45. Deci, Marcu, capitolul 6, începând cu versetul 45. Iisus umblă pe mare. Îndată Iisus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. După ce și-au rămas bun de la noroc,
s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și între a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au spăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, Îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Am citit, deci, până la 52 versetul din Marcu, capitolul 6, de la 45 la 52. Din această relatare și în acest capitol reiese că Domnul Iisus deseori făcea minuni în mijlocul norodului. Și una dintre minunile pe care acest capitol o relatează este minunea înmulțirii pâinilor. După această minune, iată, Domnul silește pe ucenici să treacă de partea cealaltă a Mării Galilei, iar El se retrage în munte să se roage. Oare ce i-a îndemnat pe ascultători să fie aproape de Iisus? Ce-i făcea ca să vină în jurul Lui și să chiar se rapte foame de dracul de a-L asculta? Cred că odată cu căderea omului în păcat, în fiecare dintre noi a rămas o licărire, un muc care mai fumegă și care dorește apropierea de Dumnezeu. Astfel că acești oameni care îl ascultau pe Iisus, unii așteptau să vadă minuni, alții așteptau să-L asculte pe Iisus, fiindcă le plăcea cuvintele care erau exprimate de El. Iar alții se pare că vreau să asculte și să urmeze pe Mântuitorul în orice împrejurare. Nu este greu să ne închipuim câtă preocupare avea Domnul față de aceste mulțimi adunate. Nu este greu să ne închipuim cât efort și câtă pierderea vitalității sale a avut atunci când propovăduia Evanghelia și chiar făcea semne și minuni în mijlocul lor.
Cred că scopul Domnului nostru de la Iordan în cei 3 ani și jumătate n-a fost altul decât să facă voia Tatălui și aceasta l-a costat foarte mult. Cu această ocazie, îndemnându-i pe ucenici să treacă de partea cealaltă a mării, Domnul se retrage pe munte să se roage. Ce lecție învățăm noi în această atitudine a Domnului nostru? Dacă Domnul nostru, ființă umană desăvârșită, a avut nevoie să se retragă în singurătate, să ceară ajutor de la Tatăl, cu cât mai mult unul dintre noi. Apoi, cred că grija sa era nu numai pentru realizarea scopului divin prin ființa sa, grija sa era caldă, iubitoare și pentru ucenicii săi. Domnul se roagă pe munte, ucenicii sunt pe mare. Mai învățăm o lecție. Cele mai multe rugăciuni ale Domnului nostru în public au fost rugăciuni scurte. Dar pe munte, iată, îl găsim rugându-se timp mai îndelungat. Bine ar fi dacă toți urmașii Domnului ar urma acest exemplu, ca în public rugăciunile lor să nu fie obositoare. Iar în particular o pot face cât vreau de lung. Domnul se roagă pentru ucenicii care erau pe mare. Marea se pare că le era împotrivă. De acolo de pe munte îi vede pe mare că se luptă cu valurile și astfel se apropie de corabia în care erau ucenicii. Cred că fiecare ne putem întreba de ce Domnul i-a trimis pe acești ucenici știind că vine o furtună și i-a lăsat să vâslească aproape toată noaptea împotriva vânturilor, împotriva furtunii care se iscase pe mare. Răspunsul este că în furtună credința noastră și a lor trebuia să fie încercată. Fiecare dintre noi simțim o bucurie să fim împreună cu frații în adunare. Fiecare dintre noi ne simțim bine când lucrurile cele exterioare ne sunt favorabile. Fiecare dintre noi ne simțim bine când acest corp imperfect oarecum ne servește și oarecum are o parte de sănătate. Dar când una dintre acestea dispar, când prietenii ne părăsesc, când lucrurile pe care le-am adunat probabil se năruiesc, când chiar cei din familie ne devin dușmani, aici credința noastră este încercată.
Sigur că Domnul Iisus nu putea să fie nepăsător față de lupta cu care se luptau ucenicii pe Marea Viforoasă. Astfel că își amintește făgăduința pe care le-a făcut-o. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. O făgăduință scumpă care cred că și nouă ne este dragă și în călătoria noastră pe marea vieții ar trebui să ne amintim mereu. Niciodată n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Să nu ne descurajăm chiar dacă vântul ne stă împotrivă, chiar dacă marea este furioasă, să știm că avem pe cineva care se gândește la noi, se roagă pentru noi și ne ajută, dar ne ajută nu atunci când noi putem. Ne ajută când eforturile noastre au ajuns la capăt. Se apropie de corabie, ucenicii se înspăimântă, parcă văd o nălucă. Deși fiecare din corabie a văzut de departe apropiindu-se Domnul, venind pe mare la ei, spre ei, nu le venea să creadă că este Domnul. Parcă li se părea că este o nălucă, este ceva închipuire. Chiar dacă toți vedeau același lucru, parcă în alte evanghelie ne spune că și de frică au țipat. La care Domnul le zice, eu sunt, nu vă temeți. Cum să mai aibă ei frică când Domnul era lângă ei? Cum să mai aibă frică că marea înfuriată va intra în corabie atunci când Domnul le era alături? În Evanghelia după Matei avem o lecție interesantă în care atunci când își dau seama că este Domnul, Petru exclamă, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Oare de ce n-a pornit Petru pe apă înainte de a îi da poruncă Domnul? Ce lecție putem învăța din această procedură a lui Petru? Cred că este o mare diferență între credință și credulitate. El s-ar fi putut baza pe experiențele trecute și să fi sărit în apă, să alerge spre Domnul. Dar cred că pericolul îl păștea. N-a făcut-o până când Domnul Iisus i-a zis, vino, Petre! Și atunci el a pășit din corabie și s-a dus spre Domnul. Și aici, dacă stăm să analizăm, procedura lui Petru a fost una înțeleaptă.
deși a fost plin de curaj, el a pus stabil acestui curaj și și-a dat drumul numai atunci când era sigur că aceasta este voia Domnului. Pentru că Petru a făcut parte din cei 12, multe critici s-au adresat asupra felului cum Petru a acționat în urmele Mântuitorului. Această stare a lui, acest caracter impulsiv, acest caracter care era plin de curaj, iată, îl vedem chiar și aici. Îi cere de la Domnul să îi permită să calce pe apă. Nimeni în Scriptură n-am auzit să fi făcut lucrul acesta. Și iată-l pe Petru încearcă să facă ce n-a făcut nimeni. Dacă Petru a fost curajos, dacă el a fost un bun conducător, dacă el a fost încredințat că în urmele Domnului niciun rău nu i se poate întâmpla, acțiunile sale deseori l-au dus în încurcătură. Dar să vedem și unele dintre calitățile pe care le-a avut Petru, deosebit de ceea ce au avut ceilalți. La un moment dat, Domnul întreabă pe cei 12: dar voi, cine credeți că sunt eu? La care Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cred că îl vedem pe Petru nu numai făcând gafe, ci acțiunile sale, comportamentul său, curajul său, a fost uneori de admirat. Și mai vrem ceva să învățăm din atitudinea lui Petru. În Ioan capitolul 13 se arată cum Domnul Iisus, înainte de a mânca Paștile împreună cu ucenicii săi, le spală picioarele ucenicilor. Și atunci, după ce spală picioarele unora dintre ei, ajunge la Petru. Și Petru zice: Doamne, niciodată Tu nu vei spăla picioarele. Iată-l, curajul lui Petru de a se împotrivi procedurilor Domnului. Curajul lui Petru de a nu se lăsa ca învățătorul să-i facă un asemenea serviciu umil. La care Domnul îi spune: lasă, Petre, că așa trebuie să întâmple. Petru din nou repetă: niciodată, Doamne. La care Domnul îi răspunde: dacă eu nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Ce înțelegem noi prin aceste cuvinte? Ce a înțeles Petru prin aceste cuvinte? Nu știm sigur. Dar cu siguranță Petru a înțeles că ceea ce spunea Domnul
era ceva de care el trebuia să asculte și să se supună. Astfel că a zis, Doamne, dacă este așa, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Ce lecție învățăm de aici, dragi frați și surori? Petru, cel mai bătrân dintre apostoli, Petru, cel mai curajos dintre ei, el a fost și cel mai blând dintre ei. Vezi, zice, cum adică blând? Da. A fost blând prin faptul că s-a lăsat învățat de Domnul. Și dacă cu câteva clipe înainte a zis, nu se poate, în următoarele momente a zis, Doamne, fie cum voiești Tu. Ce lecție învățăm de aici? Deși Petru a avut multe gafe și multe experiențe în care a dovedit că încrederea în sine este o mare greșeală, să luăm și noi partea bună a lui Petru. Și dacă anumite lucruri, anumite sfaturi vin din partea cuiva și le găsim că nu ne depărtează de Dumnezeu, ci ne apropie de Dumnezeu, să fim gata să renunțăm la ambițiile noastre și să ascultăm de Domnul. Iată, Petru calcă din corabie și după câțiva pași îl vedem că strigă, Doamne, scapă-mă! Și aici avem o lecție însemnată. În mijlocul necazului, în mijlocul pericolului, în mijlocul mării înfuriate, unde să găsim adăpost? Cine ne poate da o mână de ajutor? Doamne, scapă-mă! Să nu uităm! Dumnezeu este la îndemâna noastră în orice timp de nevoie. Dacă noi nu vom uita niciodată că puterea noastră e slabă, iar El, Tatăl nostru, este plin de milă și de îndurare față de cei ce-L caută. Observăm aici rapiditatea cu care intervine Domnul. Îl apucă de mână și împreună se urcă în corabie și marea sau vântul se potolește. Cred că se potrivesc cuvintele profetului Isaia din capitolul 53, versetul 4, unde zice, totuși, El suferințele noastre le-a purtat și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Cât de mult apreciem intervenția Domnului în cazul ucenicilor și în cazul nostru particular atunci când marea era împotrivă. Ce mai putem învăța din această lecție umblarea pe mare? Frica este o caracteristică a omului și în această frică, fie ea
o frică de a pierde unele bunuri, fie ea o frică de a pierde libertatea, fie o frică de a pierde o stare socială sau prietenii, toate aceste forme de frică au o măsură mai mare sau mai mică de egoism în ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, următoarele cuvinte. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chibzuință. Mare lucru dacă putem scăpa de frică. Frică găsim în jurul nostru peste tot. Dacă în trecut, în biserica primară, chiar și Petru și toți cei din corabie erau plini de frică, de atunci și până astăzi, frica stăpânește asupra oamenilor. Cred că ne amintim cu toții atunci când strămoșul nostru, Adam, a călcat porunca divină. La întrebarea, unde ești, Adame? M-am ascuns, că mi-a fost frică. Odată cu căderea în păcat, această atitudine de frică față de Creator stăpânește asupra omului. Ne amintim că imediat urmașii lui Adam și ei au manifestat aceeași frică. Atunci când Cain se ridică împotriva lui Abel, unde ești, Cain? Și el manifestă aceeași frică față de Creator. În jurul nostru vedem oameni plini de frică. Dacă sunt unele țări în care oamenii ajung până acolo încât să devină, iertați cuvântul, canibali. Gândindu-se că dacă se vor hrăni cu cineva care e mai tare decât ei, vor deveni și ei puternici. În țările mai civilizate, observăm cu toții cum această formă de a câștiga putere sau de a scăpa de frică prin omorârea, uciderea sau apăsarea celui mai slab. Aceasta este la ordinea zilei. Cine o face? O face frica, o face egoismul. Apostolul Pavel ne spune, urmașii Domnului n-au primit un duh de frică. Ei n-ar trebui să se teamă de ziua de mâine. Ei n-ar trebui să se teamă că lucrurile acestei vieți le vor pierde într-o zi. Ei n-ar trebui să se teamă că își vor pierde oarecare respect în societate. N-ar trebui să se teamă că își pierd chiar și prietenii și apropiații.
ce? Pentru că iată Apostolul Pavel zice: voi n-ați primit un duh de frică, ci de putere. Cum este acest duh de putere? Îl vedem manifestat în urmașii Domnului. Și iată un exemplu. Atunci când Petru și Ioan fac o minune, o vindecare la poarta frumoasă a templului, această minune ajunge să fie văzută și oarecum dezaprobată de mai mari norodului, și pentru această minune ei sunt aduși în fața Sinedriului. Dacă la un moment dat Petru era plin de frică și în fața unei slujnice se lapădă de Domnul, iată-l aici, în fața Sinedriului, gata să mărturisească, spunând: ascultați voi, cei care sunteți de față, se cuvine oare să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Fiindcă Sinedriul a văzut că s-a făcut o minune prin mâna lor, le-au impus să nu mai vorbească despre Iisus. Dar ei, plini de curaj, și mai ales Petru, a zis: nu putem să nu spunem despre ceea ce credem și știm. Aceasta este puterea care o primesc credincioșii. Cum? Când? O primesc atunci când, printr-o deplină consacrare, se predau Domnului. O primesc atunci când Spiritul Sfânt vine asupra lor și face o lucrare de concepere în inima lor. Face atunci când, așa cum Apostolul Pavel ne îndeamnă, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi au trecut și toate lucrurile s-au făcut noi. Mai este ceva. Această putere este acea energie care transformă individul. Dacă uneori unii dintre noi am avut un obicei sau am avut un caracter răutăcios, lipsit de amabilitate, plin de ură față de cei din jur, influența transformatoare a Spiritului Sfânt va face dintr-un astfel de caracter un caracter plin de milă, un caracter amabil, plin de bunătate și de iubire unii față de alții, față de oameni, va și față de animale și păsări. Aceasta face puterea lui Dumnezeu. Aceasta face influența transformatoare a Spiritului Sfânt. Și apoi, ați primit un duh de iubire. Un duh de iubire pentru frați, dar mai presus un duh de iubire față de Dumnezeu, față de frați, față de semeni, ba și față de Dumnezeu, ba și față de dușmani. Cred că suntem conștienți că mulți creștini se străduiesc să imite exemplul Domnului nostru și apostolilor. Se străduiesc să umble tot mai aproape în urmele Mântuitorului. Și apreciem această
tendință și această hotărâre a lor. Da. Cred că am auzit cu toții expresii ca acestea. Dacă este adevărat, cum ziceți voi, că nu este chin veșnic, atunci eu sunt gata să fac cele mai urâte lucruri din lume. Și ne întrebăm, cu aceste cuvinte, cu aceste expresii, cu această atitudine, cineva care citește Biblia vine la Dumnezeu dintr-o sinceritate și o inimă curată, din iubire sau de frică? Oare așteaptă Dumnezeu ca noi, pământenii, să-L servim de frică? De frica pedepsei? De frica chinului veșnic? Desigur că nu. De aceea, Apostolul Pavel zice căci Dumnezeu nu v-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Ce este chibzuința? Cred că fiecare dintre noi, cu cât învățăm mai mult, cu atât simțim că avem nevoie de mai multă înțelepciune. Chipsuință înseamnă înțelepciune, înseamnă minte rațională, înseamnă să poți deosebi lucru bun de cel rău în orice împrejurare. Nu știu dacă cineva de aici ar putea zice eu n-am nevoie să fiu condus de o minte înțeleaptă. Toți avem nevoie. Și de unde găsim această înțelepciune? Decât din Duhul lui Dumnezeu și din conducerea sa prin cuvântul lui Dumnezeu. Cred că cu toții ne amintim cuvintele Domnului adresate unora de pe timpul său, despre care zice voi, vă văd foarte religioși. Sunteți atât de minuțioși în a aduce zeciuială din orice produse le aveți în grădină. Ismă, mărar, poate și altele. Dar uitați ceva. Uitați să fiți buni. Uitați să fiți miloși. Uitați să fiți iertători. Din contră, în loc să faceți acelealalte, să nu le uitați pe astea. Ce învățăm noi de aici? Nu totdeauna ceea ce facem este important, ci Duhul sau intenția sau dorința care ne împinge să facem un anumit lucru este important. Facem noi lucru ca și ne-a poruncit Dumnezeu? Sau îl facem din plăcere, din iubire față de El? În psalm despre Domnul este scris: iată-mă vin să fac voia ta, o Dumnezeul meu. Și legea ta este în adâncul inimii mele. Oare n-ar trebui ca cuvântul lui Dumnezeu să fie în adâncul inimii noastre? Ca El să ne dea imboldul, ca El să ne dea curajul să facem anumite fapte. Dar, revenind la Marea Înfuriată,
Această mare înfuriată se potrivește cu călătoria creștinului de la consacrare până la capătul alergării sale pământești. Această mare înfuriată o putem vedea și atunci când împotriva noastră, ca și împotriva Domnului, se ridică tot felul de învinuiri. Cu toate că Domnul a făcut numai bine, i-au găsit motiv. Ești condus de Belzebul. Oare nu așa vor zice și despre unii dintre noi? Nu așa au zis despre Pavel? Pavele, ești nebun! Nu așa vor zice unii din jurul nostru, poate chiar și din familiile noastre, că noi dedicăm prea mult unor lucruri și prea ne socotim că făcând cu tare lucru suntem pe o cale bună. Căutând să ne oprească, să ne împiedice, ce ar trebui să facem noi în aceste vremuri? Să strigăm și noi, cum a strigat Petru, Doamne, scapă-mă! Să nu uităm că suntem avertizați din Scriptură. Apostolul Pavel zice, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi persecutați. Vor fi batjocoriți. Iubiți frați și surori, încercarea noastră, încercarea credinței noastre nu este aici, ci este pe mare. Și Tatăl îngăduie ca noi să ajungem în astfel de experiențe în care să ne vedem neputincioși în mijlocul mării și să fim forțați să strigăm, Doamne, scapă-mă! Închei cu gândul, ar fi o mare pagubă ca rugăciunile noastre să fie numai de pe buze. Să fie din adâncul inimii, așa cum a strigat Petru în disperarea sa că se cufundă în mare, așa să strigăm și noi în rugăciune după Domnul, după ajutorul Său. Amin. Amin. Mulțumim Domnului, mulțumim frate Ion pentru lecția ce ne-a adus-o. Dragii mei, umblarea aceasta pe mare nu este un lucru lăsat la întâmplare, este un lucru intenționat, așa cum a citit fratele Ion în parcul 6, Iisus zice că i-a obligat pe ucenici să meargă în corabie. Și cum ar veni, trebuie să trecem prin anumite încercări. Marea este învolburată. Nu de mult am amintit noi încă o furtună care e explicată în Fapte 27. Situația e similară, dragi frați. Un lucru important este că în lecția fratelui Ion, perioada în care Domnul Iisus li se arată este când? Patra strajă. Patra strajă. Ni se spune în Matei 14, zice, când se îngâna ziua cu noaptea. Deci, aproape înainte de stabilirea zilei, adică stabilirea clară a împărăției pe pământ. Se întâmplă lucrurile acestea dacă le luăm cronologic. Dacă le luăm ca dezvoltarea caracterului, atunci acestea se întâmplă în permanență, în perioada întreagă, vârstă perioadă evanghelică și un lucru tare interesant este că Domnul Iisus nu îi lasă pe ucenici. Deși s-au arătat caractere mai deosebite, ca un Petru,
Totuși, deși el deosebit a avut scăderea lui, a avut, așa cum a amintit fratele, el s-a pus pe mare, dar numai la porunca Domnului Iisus a făcut acel pas, totuși a avut nevoie de mâna Domnului Iisus. Îi mulțumim Domnului pentru această lecție. Ne rugăm ca să ne ajute în umblarea noastră pe mare, să ne ajute să vedem acel liman și să ne putem prinde din mâna lui tare, pentru că asta este important. Să fim și în acele caractere ca și Petru, care, deși sunt tari, trebuie să prindă și de mâna Domnului Iisus, pentru că altfel nu putem răzbi în această furtună. Am dorit să încheiem prima parte cu o cântare, cântarea 115, va fi cu rugăciunea fratelui Mica din Iadra și a surorii Viorica Neagomir din Cluj. Vă